Sunt prezenți în sală la acest moment un număr de 15 consilieri potrivit prezenței pe care doamna secretar mi-a adus-o spre cunoștință. Lipsind din sală de la ședința Consiliului de astăzi următorii consilieri. Doamna Băzăvan Larisa, domnul Bolocan Iulian, domnul Cosma Marcian, doamna Drăgușin Paolica, domnul Dumit Cristian, doamna Enache Cristina Ana Maria, domnul Ionuț Ionescu Cristian, domnul Popa Gheorghe, domnul Sârbu Simeon Gheorghe și domnul Șuga Nicolae. Fiind 15 colegi în sală, ședința poate să se desfășoare, să-și înceapă lucrările. Dată fiind ordinea de zi, eu înțeleg necesitatea acestei ședințe prin faptul că sunt câteva proiecte pe ordinea de zi care, și în opinia mea, prezentau urgență, cât timp ieri nu au putut fi discutate și nu din vina celor care și astăzi se află în sală. Avem, chiar acum mă uit pe ordinea de zi, cel puțin două proiecte extrem de importante pentru locuitorii ai orașului nostru. Unul din acestea vizând repartizarea unei locuințe sociale pentru o persoană care are o cerere încă din 2009. Deci, iată, sunt 6 ani de când cineva aștepta o locuință și trebuia să o repartizăm începând din ieri. De asemenea, era un proiect care viza prelungirea duratelor unor contracte de închiriere pentru locuințe de necesitate, contractul urmând să expire, contractul care este în vigoare la momentul ăsta, urmând să expire în luna august, deci se impunea și se impune prelungirea acestor contracte și de asemenea și alte proiecte pe ordinea de zi, spun eu că sunt foarte importante. Însă, având în vedere faptul că proiectele de pe ordinea de zi necesită un anumit număr de consilieri care să-și poată exprima votul, o să rog pe doamna Simona August să ne prezinte situația în care ne aflăm acum și bine dacă vor mai fi și alte poziții care doresc să fie exprimate după dumneiei, o să vă rog. Vă rog, doamna. Toate cele 9 proiecte aflate astăzi pe ordinea de zi sunt proiecte de hotărâre care au legătură cu patrimoniul municipiului Ploiești, chiar potrivit legii 215, pentru a putea fi supuse adoptării de către dumneavoastră, este necesară prezența a 2/3 din numărul consilierilor în funcție. Având în vedere că astăzi în sală nu sunt prezenți decât 15 consilieri, acestea nu vor putea fi supuse dezbaterii. Vă mulțumesc, doamna Albu. Dacă mai sunt poziții. Domnul viceprimar, vă rog, în seara da. Cred că toată lumea care este prezentă în sală a înțeles că este nevoie de această ședință de Consiliu, pentru că, în mod nesurprinzător, dar fiind modul politicianist de a face administrație publică a colegilor din actualul PDV, ieri nu s-au putut discuta, nu s-au putut dezbate, nu s-au putut aproba o serie întreagă de proiecte de hotărâre care astăzi le regăsiți pe această convocare. Domnul președinte de ședință, domnul Bană, a arătat 3 dintre acestea. Eu vreau să vi le precizez și pe primul, prin care, practic, ne procedând la o continuitate a serviciului de delegare de gestiune activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, riscăm să supunem populația Ploieștiului unui atac al insectelor, al șoaricilor și așa mai departe. Deocamdată, ploieștenii sunt afectați de atacul actualului PDV și sperăm că, odată cu vârsta, și dânsii vor înțelege că este bine să protejăm interesele Ploieștiului și ale ploieșteanului și nu interesele politice. Legea permite convocarea de îndată a Consiliului Local și în acest, nu vreau să vă precizez și legea, vreau să vă precizez doar faptul că a fost adoptat un regulament al Consiliului Local, votat și de membrii actualului PDL, care spune în articolul 25, paragraful 4, în caz de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului sau
în alte situații stabilite de regulament de organizare a Consiliului Local, convocarea Consiliului Local se poate face de îndat. Deci nu am încălcat legea, ne bazăm pe lege și chiar pe regulamentul stabilit de noi împreună în acest Consiliu, regulament de care însă dânșii nu țin cont. Îmi pare rău de atitudinea dânșilor politicianistă, se derobează practic de obligațiile care vin ca reprezentanți ai ploieștenilor în Consiliul Local. Nu pot decât să sper încă o dată că vor învăța din ceea ce vor auzi probabil în jurul dânșilor și că vor respecta Ploieștiul și ploieștenii prin, măcar prin faptul de a participa la ședințele de Consiliu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul primar, domnul consilier Popa Constantin, mă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu scurt. Vreau totuși să ne exprimăm nemulțumirea pentru absența colegilor noștri de la această ședință și să sperăm că vor avea o altă explicație decât aceea transmisă printr-un comunicat de presă și să sperăm totodată că nu vor pune, cel puțin în viitor, interesele personale înainte intereselor comunității. Ceea ce doream să trecem astăzi ca și proiecte, nu sunt proiecte care vizează o aripă sau alta aripă politică, ci erau proiecte de interes social, unele dintre ele, altele de interes al administrației publice locale, așa că nu înțeleg comunicatul dumnealor prin care au precizat că nu se prezintă la ședință având în vedere caracterul neurgent al unor proiecte. Dacă faptul că un cetățean rămâne fără locuință pentru că îi expiră contractul și el poate fi evacuat, nu este un proiect de maximă urgență, atunci nu înțeleg precizările dumneavoastră în anumite momente că vin aici să facă activitate sau să fie totdeauna aproape de cetățeni. Se pare că între vorbele pe care le spun și acțiunile pe care le întreprind este o diferență ca de la cer la pământ. Eu sper ca acest incident să fie ultimul și rugăm, îi invităm pe viitor să fie alături de noi, să încercăm să trecem acele proiecte care sunt necesare întregii comunități. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul consilier Popa, domnul consilier Botez, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Sincer, sunt mânit de această situație. Sunt mânit pentru că am ajuns prin comunicate de presă să apreciem asupra urgenței unei sau alte dintre probleme. În opinia mea, orice problemă care vizează cetățenii municipiului Ploiești are caracter urgent. Este evident că acel comunicat de presă nu face decât să justifice cu ghilimele de rigoare această absență care este întemeiată și să o spunem foarte clar pe acel incident care a apărut în cursul ședinței de ieri privind existența a două candidaturi pentru un post de consilier. Probabil că va urma o negociere în opinia domnilor lor, un șantaj în opinia politică, în opinia noastră, privind blocarea acestui consiliu până la momentul la care doamna propusă ca fiind consilier din partea PDL-ului va fi acceptată. Ce pot să comunic este că în acest consiliu legea trebuie să fie cea care decide și nu interesul unele sau alte. Iar la final aș vrea să le transmit un mesaj foarte ferm. Se spune că în politică totul depinde de onoare și demnitate. Iar pentru domniile lor, interesant este partea lor. Dacă nu le ai, o să înregistrezi surprinzătoare succes. Mulțumesc!